Noroc e puraj de soare, inima valeu mă doare, de atâta manipulare, of, of, măi. Noroc e puraj de soare. Continuăm tradiția începută vara asta și chemăm la raport jurnaliștii din Republica Moldova care s-a atât de căscați, încât nu numai calcă prin străcăni cu tosconide, dar nici nu observă cum îmblă mânjâți și îi vede tot satul. Să vă fie rușine! Astăzi vreau să vorbim despre unul din cele mai răsunătoare cazuri din luna septembrie, și anume reținerea și expulzarea celor 7 angajați din rețeaua de licee Orizont. Hei, Andrei, dar noi deja am auzit despre asta din gura domnului Țăicee. Ce înseamnă expulzare? Aici avem mai multe rădăcini. Expulzare, asta atunci când te gândești la un ex, te uiți în zare, dar vezi o pul... Da, exact. Mai întâi autoritățile au arătat că sunt capabile să comunice lumii despre acest caz. Salut, Candu. După asta, opinia publică a fost scandalizată. Experți din societate civilă și-au arătat nemulțumirea. Ba chiar și o prezentatoare de la Canal 2, o prietenă mai vechea emisiunii noastre, Diana Spătărel. Salut, Diana. O și-a pus script Facebook despre tot felul de convenții, despre drepturile omului, la care noi, bineînțeles, ne-am întrebat. Diana, tu și-ai uitat în ce loc lucrezi? Dar după asta am înțeles că Diana are un copil la liceu Orizont, asta e explicabil, dar sut, ne vătam de el. Pe lângă toate astea, în Republica Moldova există surse media, televiziuni, portaluri de știri care în loc să ne informeze corect, echidistant, complex, au diminuat și au șters la maxim din importanța acestui subiect. Hai să începem cu NTV Moldova, o televiziune cu o dragoste nebună pentru icoane și Partidul Socialiștilor. Toate lucrurile care ne creează frică în lumea aceasta, căutăm să le găsim un antidop. NTV Moldova a abordat evenimentul foarte superficial. Ei au inserat știrea despre reținerea celor 7 persoane la finalul buletinului de știri. 7 cetățeni turci suspectați de legături cu o grupare islamistă au fost expulzați astăzi de pe teritoriul țării. Este vorba despre 6 directori ai liceilor din rețeaua Orizont și un profesor de la aceeași instituție. În limbajul profesionist, asta se cheamă tehnica estompării. Asta e atunci când tu intenționat diminuezi din importanța unui eveniment. Asta e atunci când eu mă duc la magazin și se întâmplă două lucruri. Eu îl văd în rând la magazin stând pe plahotniuc cumpărând un pachet cu sodă pentru că l-arde jigăraia și îmi cumpăr și eu o bucățică acolo de pâine caldă albă proaspăt. Dacă mă întorc acasă, pot povestesc ție următoarele. Am cumpărat o pâine așa de proaspătă, albă cu niros de țarni, o amintire de copilărie. Mai era acolo și plahotniuc, dar pâinea era așa de bună. Înțelegi? Încă un lucru important este faptul că știrea de la NTV Moldova a durat, atențion, 47 de secunde! 47 de secunde, Carl! Asta e de 4 ori mai puțin decât știrea despre summitul beșinoșilor din Dușanbe! Здесь Душанбе у нас были очень хорошие... Макароны с сыром! Да, că televiziunea Accent TV, sau așa cum o cunoaștem noi, sora mai puțin frumoasă a lui NTV Moldova, a avut grijă să ne amintească nouă cine. Cine? Atunci când țara este în haos și plină de probleme, cine este eroul salvator? Președintele Igor Dodon a solicitat în regim de urgență informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii. În regim de urgență! Pe 6 septembrie, Igor Dodon a solicitat în regim de urgență. Urgență. O trecut o lună și nu a rămas nici regim, nici urgență. Ce s-a întâmplat oare? Poate Igor Dodon a plecat la Moscova în regim de urgență sau a venit Moscova la Igor Dodon în regim de urgență că el se poate rezolva problemele țării așa cum numai el poate. În regim de urgență. Acum plecăm în ospeție și la Publica TV, supranumită și televiziunea celor care înțelegi la noi în țară asta situație. Publica, bineînțeles că a reflectat informația doar din perspectiva autorităților. Angajații de la Publica nu au inclus părerea membrilor de familie, deși este obligația lor profesională să ofere mai mult context, să prezinte mai multe detalii. Angajații de la Publica nu au inclus nici opinia celor reținuți, deși, din câte am observat, unul din ei a scris o postare pe Facebook în momentul în care SIS intra la dânsul în casă. Publica TV a mai folosit așa numita tehnica a manipulării cu dușmanul extern. Fără niciun fel de judecată sau double check, ei au prezentat persoanele reținute drept dușmanul mania țării, care aduc existența riscului la adresa securității naționale. Și bineînțeles, așa cum ne-am deprins, Publica a sugerat și cine este salvatorul național. Prim-ministru Pavel Filip și Ministerul Educației, Culturii, Cercetării în persoana ministrei Monica Băbuc au fost alese drept unice surse de referință, așa încât noi, cu voi, să înțelegem că Partidul Democrat este factorul decisiv care încearcă să rezolve această situație. Vom face tot posibilul ca procesul de studii din liceu să nu fie sub nicio formă perturbat. În raportul nostru de astăzi, eu ca și cum ar fi trebuit să vorbesc despre Unimedia.info, TV8, ProTV Chișinău, ba chiar și Moldova 1.
Doar că, spoiler alert, sursele menționate mai sus au abordat subiectul într-un mod neutru și echidistant. Au publicat diverse opinii, au intervievat mai mulți oameni. Numai în scurt... Numai că noi aici cu voi ne-am adunat, din fericire, din păcate, nu să lăudăm, dar să dișghiocăm, nu să sărbătorim, dar să pomenim pe cei care nu-s cu noi. Sănătate! Iar la final, așa cum scrie și redacția SIC.media, nu contează cum numim acest abuz. Expulzare, extrădare, arest. Nu contează pe cine televiziunile încearcă să ne-l arate drept erou național. Pavel Filip, Monica Babuc, Toli Druga. În orice caz, este cert un lucru. Statul Republica Moldova a încălcat legea. Iar politicienii și bunul simț. Ce? Это за слово! Atât pentru astăzi, prieteni, vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine până la capăt, mulțumesc portalului mediacritica.md, Centrului pentru Jurnalism Independent, pentru inspirație și suport și pentru jurnalism independent. Vă îndemn să intrați pe mediacritica.md ca să înțelegeți cum putem lupta împreună împotriva dezinformării și a manipulării din mass media moldovenească. Dacă tu crezi că un jurnalist ar trebui să ne informeze corect, complex și echidistant, bagă un like și un share la acest video. Iar dacă tu ești un oligarh și vrei lumea să afle despre tine, poți să mă susții în fiecare lună pe patreon.com/fedot sau cu o donație direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Pupicei! I think this one's over.